Bun regăsit la Aesthetic Review! Oricine își dorește să țină timpul în loc și să aibă un ten impecabil, luminos și fără riduri. Tehnologia avansată și procedurile cu rezultate imediate te ajută să te simți precum o vedetă de la Hollywood. Frumusețea este o stare de spirit pe care oricine o merită. Varietatea mare de tratamente anti-aging ne ajută să prevenim semnele cauzate de îmbătrânirea cutanată. Aflăm astăzi de la invitata mea, doamna Adelina Vrapcea, ownerul clinicilor Ultratonic, cum să oferim tenului nostru hidratare, luminozitate și ce tratamente anti-aging sunt mai potrivite fiecărui tip de ten în funcție de afecțiune. Bine ați venit, doamna Vrapcea! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Cu drag, avem multe de povestit. Dumneavoastră aveți multe specializări, așa că abia aștept să începem discuția. Poate ne spuneți dumneavoastră care sunt etapele pe care le-ați parcurs, pentru că sunteți... Pe drumul esteticii. Exact, dezvoltată către mai multe zone. Exact. Păi am pornit de la o facultate tehnică. Am pornit de la robotică. Apoi... Pentru că am înființat un salon, pot să-i spun atunci, nu pot să-i spun clinică, pe vremea aceea, acum 18 ani, și m-am confruntat cu partea de modelare corporală, m-am văzut pusă în situația să învăț nutriție. Și am făcut nutriție la medicină, apoi am făcut biologie cu o specializare de medicină de laborator și analiza medicamentului și foarte multe cursuri de estetică medicală. Mulțumim pentru această mică istorie. Da, și acum să intrăm direct în subiectul care ne interesează în episodul de astăzi. Ce înseamnă tratamentele anti-aging? Tratamentele anti-aging se referă la tratamentul care te ajută să previi și să oprești îmbătrânirea. Cumva să ții timpul cât mai mult pe loc. Sigur că este o gamă atât de largă de tratamente anti-aging, despre care vom încerca să vorbim astăzi, și fiecare se potrivește unui tip sau altui tip de persoană. Care sunt factorii interni și care sunt factorii externi care dăunează cel mai mult sănătății pielii? Aș vrea să apuc în discuție, în primul rând, faptul că estetica și frumusețea pielii și sănătatea pielii nu cred că este corect să fie abordată doar din punct de vedere al esteticii. Vrem să fim frumoase și nu mai știm altceva decât că pielea este sănătoasă și vrem să fim frumoase. Nu. Vreau să vă spun că Organizația Mondială a Sănătății, încă din anul 1989, a introdus în primele 5 probleme mondiale problema îmbătrânirii. Alături de bolile cardiovasculare, de sida, de cancer și de alcoolism. Există peste 300 de studii de-a lungul timpului, care s-au focusat pe îmbătrânirea pielii. Acceptat unanim, cel mai important factor care duce la îmbătrânire este stresul oxidativ, care este un factor intern. Există factori, așa cum foarte bine ați menționat, endogen, intern, și factori exogen, extern. Factori intern, în primul rând, este bagajul genetic. Cu ce te-ai născut este foarte important. Dacă ai un bagaj genetic care te ajută, ești mult mai, cumva, poate binecuvântat. Pentru că nu muncești atât de mult și nu faci atât de multe eforturi să repari ceea ce, cumva, destinul nu ți-a oferit. Apoi, foarte important, este o cauză internă, este lungimea telomerelor. Asta ajută cromozomul să trăiască, ADN-ul să funcționeze corect. Și cu cât telomerele sunt mai scurte, cu atât viața celulară este mai scurtă. Celula moare când cromozomul nu mai funcționează. Din nou, un factor intern și factorul intern despre care am început să vă povestesc la început este stresul oxidativ. Stresul oxidativ înseamnă așa. În momentul când îmbătrânesc, toate procesele intracelulare nu mai funcționează corect. Și deși radicalii liberi, în mod normal, nu sunt atât de agresivi pentru organismul nostru atunci când mecanismele intracelulare antioxidante funcționează corect, și aici vorbim de enzime, de mecanisme enzimatice și neenzimatice, de asemenea, și ce facem atunci când îmbătrânesc celulele, când noi îmbătrânim, și nu mai funcționează corect mecanismele intracelulare.
nu mai funcționează corect nici secrețiile hormonale, atunci ne lovim de îmbătrânire. Sunt și factorii externi pe care trebuie neapărat să-i menționăm, pentru că pe aceștia putem foarte bine să-i gestionăm noi. Expunerea la soare este primul factor care îmbătrânește foarte mult pielea. Fumatul, de asemenea, este considerat extrem de dăunător, nu numai pentru sănătate, dar în primul rând pentru frumusețea pielii și pentru tinerețea pielii, pentru elasticitatea ei. Apoi, alimentația e foarte importantă, pentru că microbiomul, multitudinea bacteriilor pe care le avem în intestin, este extrem, echilibrul lor trebuie să fie unul perfect, ideal, dar trebuie să fie unul extrem de echilibrat, da? Astfel încât organismul nostru să funcționeze corect și să nu avem niciun fel reacții pe piele. Somnul e primordial când vorbim de sănătatea pielii, ca factor extern, și sportul. Când avem nevoie de un tratament anti-aging? Și poate ne dați exemple de afecțiuni care cer astfel de rezolvări. Perfectă întrebare, pentru că atunci când vorbim de tratament anti-aging, ne gândim că la 20 de ani ce să facem cu un tratament anti-aging? Sigur că la 20 de ani nu vorbim despre îmbătrânire, dar vorbim despre prevenirea îmbătrânirii tenului atunci când avem o problemă, când ne confruntăm cu acnee, când ne confruntăm cu rozacee, când ne confruntăm cu probleme, cu pori deschiși, cu comedoane, cu foarte multe impurități pe care, să spunem, o secreție de sebum exagerată ne afectează pielea, trebuie să apelăm la tratamente, pentru că în timp pielea noastră va îmbătrâni mai repede dacă nu am tratat-o la timp. Deci un tânăr care are acnee poate să se aștepte atunci când nu o tratează, că în viitor va face cicatrici post-acneice, apoi tenul se va fibroza mai rău, își va pierde elasticitatea și nu va arăta la fel de bine. Dacă avem pete pigmentare, de asemenea, dacă avem un eritem, dacă avem rozacee, trebuie să o tratăm pentru că tenul suferă și pe viitor, cu siguranță, nu vom mai putea să ne întoarcem și să reparăm ce puteam să facem azi. Cum putem să identificăm semne ale îmbătrânirii pielii? În primul rând, trebuie să fim atenți la hidratare. Dacă un ten arată hidratat, nu o să aibă la suprafață micile acelea riduri extrem de fine, pe care dacă punem o cremă, se relaxează și arată un ten sănătos. Ne arată că avem un ten sănătos. Și la deshidratare trebuie să fim atenți în primul rând. Să nu ne expunem la soare, să bem suficientă apă, dar nu să fim exagerați. Și, sigur, asta, femeile trebuie să fim atente în jurul vârstei de 25 de ani la hidratare foarte bună. Nu vorbim aici de alte patologii. Repet, nu vorbim de acne, nu vorbim de afecțiuni reale ale pielii. Să presupunem că am avut noroc, nu avem acne, nu avem alte afecțiuni și de la 25 de ani trebuie să fiu extrem de atentă la hidratare. De la 30 de ani trebuie să fiu atentă să folosesc tehnologii și poate alte metode din care să observ că mă ajută să previn îmbătrânirea. Ce soluții recomandați în funcție de fiecare tip de afecțiune? Avem pentru acne, că tot am adus-o atât de des în discuție, pentru că e o problemă foarte generală și tinerii suferă de ea. Laserul Spectra XT, care este excelent, un laser care îți oferă foarte multe lucruri. Și atunci, pentru acne, în afară de faptul că vreau să urmez un tratament intern, o rutină acasă, folosesc laser, pentru pete folosesc laser. Am riduri, am 35, am 40 de ani și am riduri și folosesc combinații de tratamente care să mă ajute să diminuez problemele care apar. Deci, toate aceste lucruri pe care le recomand cuiva trebuie să fie foarte specific. Și atunci, dacă am o deshidratare foarte puternică, merg să fac oxigen hiperbaric, care conține acid hialuron de moleculă mică, dar
observ că și elasticitatea se pierde și atunci apelez la tratamente de rejuvenare cu laser. Putem combina terapiile? Asta este cel mai important, după cum ați observat, da, că ele se combină. Cel mai bine este să le combinăm. Și de ce? Până la urmă este foarte logic. Așa cum ați început întrebările, ați observat că nu există o singură cauză pentru care îmbătrânim. Avem mai multe cauze și atunci trebuie să combinăm mai multe terapii astfel încât să ajungem la un rezultat bun. Este ideal să combinăm terapiile. Se combină foarte bine. După mine, un ten care să fie excelent trebuie să nu uite că există două lucruri mari pe piață, acidul hialuronic și laser. Sigur că ele trebuie dozate și selectate în funcție de tipologia fiecarei fețe, de osatură, de piele, de tipul de piele, de tipul de afecțiune. Dar aceste două combinații sunt ideale pentru un ten foarte strălucitor și sănătos în tine. Cine poate apela la tratamente de reîntinerire? Oricine. Oricine poate apela la tratamente de reîntinerire. Pentru că, așa cum am spus, dacă ai 20 de ani, e foarte important să faci o curățare. Să-ți curăți ten. Poți să-l curăți. Excelent. Cu ajutorul laserului. Sunt terapii despre care o să vă povestesc, mai lăsăm surprize, cu care poți să faci o curățare excelentă la nivelul feței. Apoi, mergem mai departe, suntem 25 de ani, aplicăm creme hidratante. Nu trebuie să uităm niciodată de factorul de protecție, indiferent ce vârstă avem. Avem 30 de ani, începem să folosim produse cu retinol, începem să folosim produse cu acid hialuronic, începem să folosim laserul combinat cu ele. Peste 35 de ani putem să combinăm cu siguranță terapiile care să ne aducă un pic de lifting, pentru că pierdem elasticitate, trebuie să ne gândim la fibroblaști, trebuie să ne gândim la colagen, să ne gândim la elastină și atunci venim cu lasere pe care le folosim astfel încât să dăm elasticitate pielii. Iar după 40 de ani trebuie să folosim cât mai multe tratamente pe care să le dozăm pentru constituția pe care o avem, astfel încât să rămânem totuși naturale, asta este opțiunea mea, dar să arătăm bine. Când vorbim de tratamentele anti-aging, din punctul de vedere al tipologiei pacientului, există diferențe între femei și bărbați? Da, există. Există diferențe, în primul rând, la nivelul tegumentului, la nivelul pielii. Pielea bărbaților este mai groasă, pielea femeilor este mai subțire. Când vorbim de hormoni, pe măsură ce înaintăm în vârstă, o mare parte din hormonii doamnelor scad foarte mult secreția, iar doar doi hormoni pentru domn își scad considerabil activitatea, și anume factorul de creștere și hormonul de creștere. Pielea lor secretă mai mult sebum, de aceea băieții sunt mai predispuși la acne decât fetele, însă ei fac ridul mai târziu. Noi începem de pe la 30 de ani, după 35, însă atunci când le fac, ale lor sunt mai adânci. Pentru că pielea lor este mai groasă. Țesutul conjunctiv este diferit și da, țesutul lor conjunctiv este dispus, țesutul care leagă pielea de mușchi și de țesutul osos, la bărbați este dispus orizontal și este ca o plasă, de aceea ei n-au celulită. Pentru că mult mai greu celula grasoasă trece prin acele bariere, prin acel caroiaj al țesutului conjunctiv, iar la doamne, la domnișoare, la femei este dispus vertical, 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 la doamne, orizontal la domn, vertical și grăsimea mult mai ușor. Celulele grasoase ajung la suprafață și de aceea avem acele onduleuri, celulita, pentru că țesutul nostru conjunctiv este diferit de al bărbaților. Ce tratament de rejuvenare ar fi mai potrivit sau mai indicat în funcție de fiecare vârstă în parte? Când vorbim de rejuvenare și vorbim de vârstă, la 20 de ani putem foarte ușor să facem tratamente de hidratare.
să ne hidratăm și acasă, să avem o rutină pe care să o respectăm. E doar un clișeu, ți se pare, când auzi că trebuie să te demachiezi, că trebuie să ții o rutină, dar dacă nu o folosești și dacă nu îți intră asta într-o obișnuință, o să vezi mai târziu că nu a fost bine. Apoi, tratamentele pe care putem să le facem după o anumită vârstă înseamnă cel mai mult să te evaluezi corect. Cred că asta e foarte important, să te evaluezi corect, să vezi dacă ai o piele subțire, să vezi dacă ai porii deschiși. Dacă ai porii deschiși, există tratamente pe care poți să le faci cu laser. Avem o multitudine de posibilități astăzi. Și atunci, dacă ajungi în locul potrivit și cineva îți oferă toate soluțiile, tu doar trebuie să ai răbdare. Asta este părerea mea, să ai răbdare, astfel încât poate noi ne-am obișnuit și vrem rezultate rapide. Totul deodată. Nu se va putea totul deodată. Și atunci, foarte bine, de la ce vârstă putem începe să avem grijă de ten, de la 20 de ani trebuie să începem să avem grijă de ten, și apoi la 30 și apoi la 40, pentru că nu mai poți să recuperezi ce ai pierdut și e foarte bine măcar să te informezi despre fiecare tratament în parte și să combini cât mai multe tratamente care să ți se potrivească. O să vă pun acum o întrebare la care abia aștept să văd cum o să răspundeți. De ce apar ridurile? În primul rând, biologic. Pentru că îmbătrânim, e clar. Și pentru că elasticitatea pielii nu mai răspunde la fel la 20 de ani ca la 40 de ani. Pentru că ne expunem la soare, pentru că fumăm, pentru că avem o moștenire genetică care nu ne ajută întotdeauna și pe care nu am putut să o... N-am reușit de la început să înțelegem cu ce ne confruntăm. Și atunci ridurile apar. Și pentru că nu ne-am îngrijit foarte mult atunci când era momentul. Ridurile, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că pot fi ținute cât mai mult pe loc. Dacă alegem soluțiile complete. Câte tipuri de riduri există? Există mai multe tipuri de riduri. Sunt ridurile de expresie, care sunt dinamice și statice. Cele dinamice sunt atunci când ne mișcăm și ele apar în momentul vorbirii și mișcării, conștiente sau inconștiente. Sunt ridurile statice, cele care din dinamice devin permanente. Sunt ridurile de compresie, cele care se formează după ce dormim de-a lungul timpului doar pe o parte, să spunem. Sunt riduri de compresie. Sunt riduri datorate forței gravitaționale, acelea de nazolabiale și marionetele, care se formează datorită trecerii timpului. Sunt ridurile de deshidratare, așa cum am tot vorbit, și pe fiecare trebuie să le tratăm diferit, în funcție de cauza pentru care au apărut. Care ar fi cele mai bune tratamente antirid? Cele mai bune tratamente antirid sunt combinațiile de terapie. Sunt combinațiile laser, pentru că, așa cum am spus, ridul nu putem să-l gândim doar mi-a apărut un rid fiindcă am îmbătrânit. Nu, mi-a apărut un rid și pentru că am o problemă a tenului pe care nu am tratat-o corect. La timp. La timp, exact. Și atunci, nu există cel mai bun tratament antirid pentru toate ridurile. Există combinații de tratamente pentru fiecare tip de rid în parte. Dacă avem riduri de deshidratare, nu ne expunem la soare, folosim factori de protecție, ne hidratăm extraordinar de bine, știm să folosim factorul corect, să-l aplicăm mai des,
Atunci când suntem, când ne expunem la soare, încercăm să reducem fumatul, încercăm să facem un pic mai multă mișcare, încercăm să ne alimentăm sănătos. Și apoi, dacă sunt viduri gravitaționale cu anumită vârstă, trebuie obligatoriu să ne ocupăm de elasticitate și de revoluminizarea feței. Pentru că ridurile nazolabiale, spre exemplu, și ridurile de marionetă, nu putem să le tratăm în același mod în care tratăm ridurile de expresie. Ridurile de expresie se tratează cu toxină, după care aștepți o perioadă și faci laser, laserul îl faci și înainte, astfel încât să ai o piele cât mai elastică, să te ajute pentru celelalte tratamente. Și sigur, volumizarea feței se poate face cu produse care conțin nucleotide, nu doar acid hialuronic. Nucleotidele întăresc pielea fără să o volumizeze, pentru că sunt și persoane care au fața destul de voluminoasă și atunci ce facem? Pentru ele acidul hialuronic nu este deloc potrivit. Și trebuie să alegem alte soluții. Sunt persoane care, da, sunt fumătoare și au un ten extrem de deshidratat și foarte pătat și cu o lipsă mare de elasticitate. Nu este deloc ferm, se vede pielea și îmbătrânită, și căzută, și plină de riduri. Și atunci trebuie să găsești mai multe soluții, să vii cu produse biologice, cum ar fi terapia cu plasmă proprie, pe care să o combini cu laser, cu laser fracționat, să o combini cu volumizarea feței și cu hidratare. Ne puteți oferi câteva sfaturi despre cum putem să prevenim îmbătrânirea pielii? Da. Haideți să ne gândim că prevenim îmbătrânirea pielii în primul rând pentru persoanele care au o problemă. Da? Să ne gândim la persoanele tinere care au imperfecțiuni ale pielii și atunci e foarte important să apeleze la tratamente specializate și specifice problemei lor. Prevenim îmbătrânirea dacă reducem stresul oxidativ, dacă ne gândim că putem să avem o viață echilibrată, să dormim suficient, să nu pierdem foarte mult nopțile și să folosim produse specifice fiecărui tip de ten. E foarte important să folosim produse specifice fiecărui tip de ten. Repet asta pentru că noi auzim în stânga, în dreapta, este bună crema aceea, este ți-a mers ție, ia să o încerc și eu, că o să vezi ce merge și mie. Nu, nu este așa. E foarte important să știm ce ne dorim, până la ce nivel vrem să ajungem cu un tratament și atunci să mergem și să aflăm concluzia unui specialist și sfatul lui să ne fie întotdeauna de folos. Ce tratamente anti-aging recomandați în funcție de fiecare anotimp în parte? Aș împărți anotimpurile doar în două sezoane. Cald și rece. Da, să nu ne încurcăm prea mult. În anotimpul rece trebuie să lucrăm laser. Este excelent să lucrăm laser în anotimpul rece. De ce? Pentru că nu avem atâta presiune pe procedurile pe care să le pentru rutina de acasă ulterior, ce avem de făcut post-tratament. Nu suntem atât de stresați că este soare și am folosit laserul, nu suntem stresați de faptul că poate am uitat când am ieșit din mașină să mă feresc de căldură sau am condus și pe geamul mașinii m-a prins foarte rău soarele. Este ideal, căldura nu face vasodilatație și atunci iarna, în anotimp și în anotimpul rece, putem să folosim tratamentele cu laser. Iar vara trebuie să folosim tratamente de hidratare, fie ele invazive sau mai puțin invazive. Cu ce echipamente se pot realiza tratamentele anti-aging? Un tratament anti-aging, ca să fie complet, trebuie să ai mai multe soluții. Găsești mai multe soluții la laserul Spectra XT. Este fabulos pentru un practician să aibă un aparat cu care
poate să rezolve mai multe probleme ale temelor. Este incredibil cum acum câțiva ani și nu foarte mulți, 10, poate 15 ani în spate, ne bucuram când aveam un laser și făcea măcar două lucruri. Acum, Spectra XT face atât de multe lucruri, rezolvă atât de multe probleme ale tenului, încât e foarte fericit să-l ai în clinică. Pentru că ți este ușor. Este un laser versatil, este un laser de care te îndrăgostești cu siguranță, pentru că ți oferă, prin multitudinea lungimilor de undă, atât de multe posibilități și, cel mai important, îți oferă siguranță. Dacă lucrezi, spre exemplu, cu capătul Ruvitaci de la Spectra XT, observi că acnea și capătul gold toning, de asemenea, este extraordinar pentru eritem, dar ne întoarcem la Ruvitaci și observăm că, în primul rând, atunci când ai o problemă, să spunem pete pigmentare și lucrezi cu, dar ai și câteva puncte de acne, să spunem, ce e foarte important la lungimea de undă a capătului Ruvitaci este că nu atacă vasele, nu atacă vasele de la suprafață, capilarele, și nu produce eritem. Și atunci inflamația este aproape inexistentă. Întotdeauna când lucrezi pete pigmentare, cum e cazul capătului Ruvitaci, ai problema aceasta a eritemului post-tratament, care se poate transforma în pete și mai multe dacă pacientul nu are o rutină perfectă acasă. Și atunci nu suntem atât de stresați pentru faptul că eritemul este aproape inexistent cu capătul Ruvitaci. Apoi avem capătul Gold Toning, care ne ajută excelent pentru problemele de acne și pentru eritemul post-acneic. Avem tratamentul Carbon Peel, cu care chiar ne simțim ca la Hollywood, pentru că are niște rezultate excelente, curăță tenul foarte bine și este un tratament anti-aging foarte la îndemână. Este un tratament anti-aging spectaculos. Atunci când vrei să faci un tratament anti-aging, vrei cumva să și vezi rezultate pe moment. Ai nevoie să mergi la o petrecere, ai nevoie să mergi, nu știu, în cea mai frumoasă zi a vieții tale. Vrei să fii, să te simți ca la Hollywood. Cu laserul Spectra XT și cu tratamentul Carbon Peel chiar poți să fii. De ce este tratamentul Carbon Peel diferit față de alte tratamente laser pentru rejuvenarea facială? În primul rând, pentru că este un tratament extrem de sigur, pentru că este un tratament eficient, pentru că lungimile de undă ale laserului Spectra XT te ajută să creezi trei tratamente într-un. De aceea rezultatul este fabulos. În primul rând, tenul are nevoie și de curățare înainte de a-i face o rejuvenare. Masca ce se aplică pe față, masca cu carbon, curăță foarte bine în profunzime. Peste masca cu carbon se aplică unda laser, care te ajută să pătrundă mai bine în pori masca cu carbon. După ce ea este spartă tot de unda laser, ea curăță în profunzime. Carbonul, atunci când se sparge, îți curăță și fața, curăță porii, închide porii și, ulterior, vii cu o altă lungime de undă care îți încălzește în profunzime fibroblaștii și realizează un lifting, pentru că fibrele de colagen la căldură se strâng. Deci reușim să facem o curățare, o hidratare și o întinerire, să dăm elasticitate pielii cu un singur tratament care, să nu uităm, este sigur înainte de a fi eficient. Pentru că aparatul Spectra XT este un aparat medical. Sunt dureroase procedurile anti-aging? Acum nu. Nu mai sunt dureroase. Dar chiar nu am avut niciun pacient care să se plângă de disconfort atunci când am lucrat cu laserul Spectra. Înainte aveam această problemă pentru că laserele înainte aveau un puls
lung. Nu aveau un puls dual, cum are spectra XT. Una este o diferență atunci când lungimea de undă intră toată odată în piele și alta este atunci când lungimea de undă este fracționată puțin, face o pauză, pielea respiră un pic din punct de vedere al tensiunii și durerea nu este aceeași. Pot să spun că tratamentele sunt, nu doar că nu sunt dureroase, sunt aproape confortabile. Sunt aceste proceduri sigure? Asta. Și eficiente? Tocmai. Asta specific de fiecare dată. Este foarte important că atunci când utilizezi un tratament să știi că este sigur. Spectra XT este inovator, este un aparat medical și cu siguranță este extraordinar de eficient. Însă siguranța pacientului este pe primul loc și Spectra XT ți-o oferă cu adevărat. De ce ați ales Spectra XT și nu un alt tratament laser de pe piață? Am ales Spectra XT tocmai pentru că mă ajută să rezolv atât de multe probleme cu un singur aparat. Melasma era foarte greu de tratat înainte. Acum, melasma poate fi foarte bine ameliorată. Melasma înseamnă o piele hiperpigmentată și, în special, lucrul acesta se întâmplă datorită hormonilor. Melaninei, care mult iese la suprafața pielii, este secretată și ajunge la suprafața pielii mai ușor. Dacă faci și un tratament anti-aging și l-ai unde? Tot pe laserul Spectra XT. Dacă faci și un tratament anti-pete, da? Pentru această problemă, rezolvi deja două lucruri cu același aparat. De asemenea, poți rezolva acneea, după cum am spus. Este un aparat minunat pentru scoaterea tatuajelor. Pentru toate culorile are lungimi de undă diferite, pentru fiecare culoare, pentru o multitudine de culori. Asta nu spunem acum, fiecare culoare, chiar nu mă pricep foarte mult la arta tatuajului și nu știu câte culori de tatuaje există, însă Spectra XT îți oferă posibilitatea să scoți o multitudine de culori din tatuaj, îți închide porii, face anti-aging, rezolvă onicomicoza, care este o boală a unghiilor, și atunci deja ai foarte multe patologii cu un singur aparat. Mi se pare că este fericirea esteticii având acest aparat. Care sunt rezultatele tratamentului și cât timp se mențin ele? La fiecare tratament în parte există o perioadă în care trebuie să faci întreținere. Și asta se referă de la pacient la pacient. Pot să mă refer la un pacient la care aleg să fac un tratament de curățare, el are 20 de ani, îl mai chem peste 6 luni, depinde dacă are o problemă, dacă are o patologie cu adevărat importantă, se fac cu anumită cadență tratamentele. Tratamentele anti-aging, când ne referim la persoane de peste 40 sau 50 de ani, de asemenea, trebuie să aibă o cadență, trebuie să le facem la... Oferim un pachet, să spunem, ne gândim la un pachet de 4 tratamente, unul pe lună, și apoi putem să facem la 6 luni o întreținere. Ritmul în care îmbătrânim fiecare dintre noi trebuie să-l contracarăm cu ritmul în care mergem să ne facem tratamente anti-aging. Ce costuri implică tratamentele anti-aging? Am putea crede că avem niște costuri foarte mari. În opinia mea, costurile nu sunt deloc mari. Putem să facem un tratament anti-aging pornind de la 450 de lei și în funcție de ce mai putem adăuga, sigur, referitor la problema fiecăruia, putem ajunge și la costuri mult mai mari, dar asta trebuie să înțelegem că este pe o perioadă lungă de timp. Și revin, dacă pe o perioadă lungă de timp
investesc o sumă, nu este foarte mare dacă ne gândim la momentul prezent. Părerea mea e că totuși costurile unor tratamente anti-aging nu sunt deloc mari atunci când luăm în calcul beneficiile pe care le obținem având o piele tânără. Pentru că, după părerea tuturor esteticienilor și medicilor care se ocupă cu îmbătrânirea, până la urmă, pielea este un indicator pentru tinerețea celulară a fiecărei persoane, a fiecărui țesut, organ și corp viu. Există recomandări înainte și după tratament? Sigur că există recomandări înainte și după tratament, în funcție de cu ce problemă te confrunți. Tratamentele laser nu trebuie folosite pentru persoanele care au patologii grave, nu trebuie să avem cancer de piele, nu trebuie să avem o boală autoimună care să fie agresivă cu pielea, nu trebuie să folosim medicamente fotosensibilizante atunci când utilizăm un tratament cu laser, dar asta întotdeauna știe și te ajută specialistul să nu faci o greșeală. Măsurile post-tratament sunt în primul rând aplicarea unei creme cu factor de protecție și atunci, de asemenea, în funcție de anotimp, factorul de protecție este de la 30 plus, la 50 plus, poate și mai mult, la 100 plus. Care ar fi cele mai impresionante rezultate anti-aging pe care le-ați obținut? Avem foarte multe rezultate impresionante pe care le-am obținut și sunt acele rezultate în care, dacă astăzi ai riduri, ești deshidratată, ai o piele ternă, ai o piele laxă, poți foarte bine, într-o lună de zile, lucrurile acestea să fie șterse cu peste 60-80%. Și da, obținem aceste rezultate dacă suntem atenți la ce proceduri alegem să-i facem unei persoane atunci când are nevoie de tratamente anti-aging. Mulțumim frumos pentru toate sfaturile, pentru a ne ajuta să ținem timpul pe loc, să câștigăm timp, informații prețioase și sănătate, până la urmă. Asta este foarte important ca să fim fericiți. Cred că e bine să fim frumoși, fără să avem o presiune foarte mare pe care să o punem pe noi. Să fim fericiți, dar să știm că putem fi și frumoși și fericiți. Mulțumim frumos! Ne revedem data viitoare cu subiecte la fel de interesante.